nou episod al emisiunii specifice post-pandemie în lumea asta a Zoom-ului, lumea Zoom-ului de pretutindeni. Ai Rat versus Andreea Gavriliu, coregraf, performer, regizor și la bază actriță, nu? Adică ai terminat la Cluj, cred că în 2008. Exact. Și ai și fost o bună perioadă de timp actriță la Teatrul Tineretului. Exact. Cum ai făcut trecerea asta? Adică, nu știu, ai fost vreo 6 ani, cred, la Teatrul Tineretului, nu? 6, 7? Păi, oficial am fost, da, vreo 6, cred că aproape 7, oficial. Dar în carne și oase, 4. Ok. 4, mari și lați. Da, păi, cum să fie? Eu am avut tangențe cu dansul din copilărie. Am ajuns absolut întâmplător la niște cursuri de balet pe care le-am urmat, cred că vreo 6 ani. Și pe undeva rezonam cu dansul din Fragedă Pruncie, dar nu am continuat cu dansul pentru că nu eram prea bine informată la vremea aceea, nu aveam parte de foarte multe informații, adică cum aș putea eu să continui cu dansul, mai ales că nu am urmat liceu de coreografie și în mintea mea era exclus să am vreo șansă să merg la facultate la coreografie. Plus că dădusem peste trupa de teatru a liceului și acolo am fost foarte sedusă de lumea asta a teatrului, plus că oricum îmbina și mișcarea cu care deja eram prietenă și da, așa am decis să dau la actorie, dar uite că după 4 ani de actorie și încă 4 la Piatra Neamț, făcând această meserie, am avut ocazia să fac coreografia la primele piese în care și jucam la Piatra Neamț și așa mi-am dat seama că îmi face mai multă plăcere, aveam impresia că mă pricep ceva mai bine la asta, plus că ca și actor îmi simțeam limitele, mă simțeam limitată, adică nu ceva lipsea. Uh-huh. Ceva lipsea acolo, deep down, când făceam asta. Da, și atunci am zis că decât să fiu o actriță mediocră, hai să-mi încerc norocul cu dansul, să văd dacă chiar mă pricep la asta cum am eu impresia în mintea mea. Și da, așa am dat la master, la coreografie, la București, am făcut zigzag și de acolo știm cu toții în mare parte ce zigzag a fost cumva un declic să te focusezi mai mult pe zona asta de coreografie și coregrafă. Da, a fost mai mult decât un declic, adică dacă e să o iau așa la nivel mic, am trecut printr-o perioadă chiar destul de grea, ca să nu zic deprimantă, în momentul în care simțeam că nu mi-e bine ca actor și că simt că pe undeva aș fi în stare de alte lucruri, de lucruri care îmi plac cu adevărat, care mă incită cu adevărat. Și până să fac trecerea, inclusiv cei 2 ani de master, timp în care lucram la zigzag, dar alte lucruri nu prea mi se legau în perioada aia, a fost greu. A fost foarte greu și a fost foarte greu să accept că am terminat o facultate și am început o meserie într-o direcție și că nu e aia de fapt direcția mea reală. Și e greu de acceptat, mai ales când
aveam deja 26 de ani când am făcut mișcarea asta și da, când m-am dus la master, stăteam la cămin cu tineri de 19-20 de ani, cum care e vârsta normală de a, de a fi la facultate. Și na, eu arsesem deja etapele alea și faptul că am luat-o de la zero a fost greuț. Dar iată că a meritat și, și nu pot să zic cât de mare recompensa faptului că, că nu neapărat că n-am dat greș, cât că am simțit ce trebuie. Uh-huh. Și că nu era doar, adică din ciclu urmează-ți instinctul, uh-huh, vrăjel din astea, bă, da, da, uh-huh, absolut. Limitele astea de care ziceai, le simțeai încă de la început, după ce ai terminat facultatea, adică cele de partea de actriță, să zicem așa? Da, da. Erau de la început, după ce ai terminat facultatea, sau au venit cu timpul în sistemul respectiv, în mediul respectiv, în mediul ăla, cumva, nu știu, era o trupă acolo și evident că lucrurile Și mai... una și alta. Și una și alta. Adică, de exemplu, dacă e să sintetizez așa la nivel de roluri, uh-huh, pe care le-am făcut ca și actriță, de exemplu, în facultate... am avut de furcă cu o anumită direcție, hai să zicem, clasică a teatrului, da? Adică la Shakespeare mi-a fost greu. La Ibsen, nu la Ibsen, am făcut Chekhov și Ibsen, dar eu am avut la Chekhov, acolo mi-a fost greu. Uh-huh. Știi unde mi-a fost ușor? La comedia de arte, uh-huh, da? Fizicație, un tip de expresivitate și de ritmicitate și așa mai departe, și la West Side Story, uh-huh, musical, da? Deci alea erau zonele mele de confort, alea au fost deja primele indicii că ceva e acolo. După care m-am dus cu capul înainte și na, era normal să fac asta în momentul în care am fost chemată să dau concurs la Piatra Neamț. Normal că m-am dus că m-a interesat să lucrez după ce termin facultatea și asta e foarte important. Și a fost foarte bine că am căpătat experiența necesară a lucrului în teatru, pentru că în facultate, până la urmă, noi eram într-o bulă. Da, da. Și eram foarte protejați. Profesorii întotdeauna au știut să ne pună într-o lumină bună, ca și studenți, prin examenele pe care le aveam. Adică și dacă eram mai mediocri, tot dădeam bine în contextul ăsta. Asta era meritul profesorilor. Dar cred că în teatru nu mai e așa ușor. E mai ok, sunt regizori care știu să facă chestia asta foarte bine, dar nu știu, când o faci într-un mediu profesionist, uh-huh, uh-huh, nu cred că mai e indicat să te bazezi pe chestia asta, pentru că e loterie. Da. Una la mână și doi la mână, la fel, în nu știu câte roluri am făcut în total la Piatra Neamț, hai să zicem 15, uh-huh, uh-huh, între 15 și 20. Singurul în care am simțit că, bă, sunt bine, a fost la Radu Afrim, în Herpaul. Da, da. Dar ce era acolo? Era un personaj mut, în care se baza, prezența lui se baza exclusiv pe expresivitate corporală. Ok, nu doar asta, că în mintea mea se petreceau foarte multe lucruri acolo pe scenă. Adică îmi dădeam seama că și ca performer îmi place și pot să funcționez și pot funcționa bine. Dar trebuie să mă
pun în anumite contexte care să-mi fie favorabile, în orice context mi-e favorabil. Și în cazul meu e asta cu mișcarea. Asta cu mișcarea, o estetică nițeluș mai modernă, adică nu aveam probleme, de exemplu, cu asumarea unor roluri în spectacole cu tentă mai clasică. Ceea ce numim noi teatru, mare teatru, teatru adevărat. Realismul psihologic. Realismul psihologic, da, sau o formă din asta de teatru cu care publicul nostru e foarte obișnuit și îl îndrăgește, dar eu, de ce să mint, nu. Vezi diferențe în ceea ce înseamnă, nu știu, generația ta și generațiile alea de atunci, care tu ai terminat în structură de 4 ani, nu? Da, am fost ultima generație cu 4 ani. Generațiile de atunci și generațiile astea cumva care au doar 3 ani la dispoziție, din care sunt de fapt 2 jumate sau 2, că unul e pentru licență. Da, e clar că eu am prins doar ultimele 2 generații de la Baci Micloș, de la Cluj, iar cu ultima chiar i-am luat din anul întâi și am lucrat cu ei. Și vreau să zic că nu știu când au trecut acești 3 ani, habar n-am. Deci, și mi se pare că, ok, au evoluat, bineînțeles, foarte mult din anul 1 până în anul 3, dar în același timp, mă uitam la ei acum când erau în anul 3 și aveam senzația că de-abia o dat admiterea, adică încă îi mai țineam minte cu ce rochițe veneau fetele la admitere și mi se pare foarte puțin. Și mai ales că după aia ești aruncat direct în neant, posturi nu sunt, teatrele sunt închise, iată, acum e și pandemie, e și mai rău, e puțin. În același timp, noi, da, nu știu, vreau să ocolesc tipul ăsta de discurs că noi eram mai serioși, că noi eram mai dedicați. Nu cred. În schimb, faptul că ei au la dispoziție, grație tehnologiei, parte de foarte multă informație, mi se pare că nu o au pe tavă și nu profită de ea. Adică, na, pe vremea noastră nu era nici Facebook, nu erau toate lucrurile astea, nu aveam nici laptopuri noi măcar, stăteam câte 2 să ne scriem licențele pe același laptop. Tot timpul încerc să facem rost de exemplu, de filme, de DVD-uri, de spectacole, să le vedem și așa mai departe. Și acum ei le au pe toate acestea pe tavă. Și faptul că sunt acolo și le sunt accesibile oricând, da, nu se uită, nu se interesează. Aici, bineînțeles, vorbesc și din perspectiva mea, că le-am făcut capul calendar cu o groază de spectacole foarte mișto. Bine, mare parte de teatru dans, de teatru fizic, de dans, asta le arăt, că nu e așa, cu asta mă ocup. Lucruri pe care atât de mult mi-aș fi dorit să mi le arate cineva acum 10 ani, ca să nu zic 15, aș fi dat orice să văd chestiile astea. M-ar fi ajutat foarte mult să știu ce se întâmplă în lume. Da, și ei nu prea se uită. Bine, eu acum generalizez că da, sunt care o fac. Cam peste tot. Sunt premianți și loaze. Da. Apropo de timp, că vorbeam de facultate și că e destul de scurt, crezi că metoda asta în care se lucrează acum, nu știu, adică eu de când am terminat facultatea, rar am auzit de spectacole repetate în 3 luni de zile sau 2 luni jumătate. Mare parte sunt 4-5 săptămâni, adică încep și repeți. Ție, ca regizor și coregraf, ți-e suficientă o perioadă de 5 săptămâni? Măi, ce să zic,
Eu tocmai am avut o premieră la Craiova în care am ridicat spectacolul în 3 săptămâni. Okay. Și, de fapt, l-am ridicat în mai puțin de atât. În 3 săptămâni deja erau gata și luminile și absolut tot. Dar asta pentru că m-am antrenat în direcția asta și cumva am fost antrenată. Așa. Când zic că am fost antrenat, aici mă refer foarte mult la lucru cu regizorii și mai ales cu Mihai Măniuțiu. Deci el are stilul ăsta de a construi extrem de repede. Trage un maraton din ăsta, o nebunie de program de repetiții ca să... Eu am construit cu el spectacol și în 10 sau 11 zile. Rambucu de la Timișoara a fost construit în 11 zile. Okay. Da, așa că am acest antrenament, dar sincer nu cred că este... adică ține până la un punct. Uh-huh. După aia nu mai e ok, pentru că creierul tău și creativitatea ta se limitează la sertarul de sus, știi? Ăla cel mai accesibil și care, chiar dacă e interesant sertarul ăla și ține un spectacol, două, trei. Uh-huh. După aia te trezești că faci cam același lucru. Uh-huh. Și e bine să ai timp și e bine să rumeci și e bine să ai... chiar dacă te-ai mișcat repede, dacă știi că ai timp la dispoziție și că poți oricând schimba, dacă îți vine o idee mai bună sau o rezolvare mai bună sau vrei să modifici ceva, să ai relaxarea asta, că mai ai timp să o faci. Și e foarte importantă. Și, de exemplu, și eu la rândul meu am luat niște interviuri vara trecută de la... niște dansatori și coregrafi foarte importanți, unul din ei de la compania Deviate, și care îmi spunea că el la Deviate lucrează la un spectacol 5-6 luni și iartă-mă, când am văzut acele spectacole la care se referă, am zis da, pentru că sunt de o performanță de cel mai înalt nivel. Și fizic, și ca propunere, și ca concept, și tot, absolut tot. Și ok, zici da, ei sunt foarte performanți. Ok, sunt performanți, dar și-au și luat timpul necesar să scoată cei mai buni. Cei mai buni. Deci, da, ar trebui mai mult timp. Plus, na, aici și ca și buget la un teatru. Na, teatrele vor să, mai ales teatrele naționale, ei trebuie să se încadreze niște bareme în ceea ce privește încasările. Și atunci, pentru ei, ca să fie ok, să-și îndeplinească normele, e mai bine să facă 5 premiere într-un an cu buget atâta decât 3 cu buget atâta. Și cu timp mai mult, bineînțeles. Deci e direct proporțională toată povestea. Și atunci sunt spectacole ok, să zicem, dar care ar fi putut să fie mult mai ok dacă era mai mult timp de lucru, dacă erau mai mulți bani de producție, ar fi putut să arate mai bine, tehnic și așa mai departe. Și toate astea merg mână-mână, pentru că automat zic după aia regizorii, păi stai că eu am 5 proiecte, anul ăsta și atunci nu pot să stau mai mult de 4-5 săptămâni în Craiova, să zicem. Că mă așteaptă Târgu Mureș și așa mai departe, știi? Apropo de buget, ai fost pusă vreodată în situația, nu știu, ca regizor, când te-ai dus să le propui un spectacol de mișcare, care e teatru dans, să te întrebe cineva, păi de ce trebuie atâți bani la decor sau nu știu, adică de ce trebuie bugetul ăsta?
Sau... Da, bineînțeles, am fost pusă și în neplăcuta situație de, în care să mi se zică avem atâția bani alocați pentru proiectul tău, tu îi împarți. Și atunci să încep să mă gândesc, mamă, păi nu mai am bani de scenograf, ce mă fac, să graf care să fac, să fie plătit, dar să nu rămână suficienți bani pentru producție, nu mai ajunge de aia, să mai tai de la mine, să-mi ajungă și pentru muzician și așa mai departe. Da, e nasol, e nasol, dar da, e foame. Cum crezi că, nu știu, termină un tânăr actor anul ăsta sau ai avut generația care a terminat acum la Cluj? Cum crezi că ar trebui să-și construiască, nu știu, un statut sau că toată lumea tinde spre asta? Adică vrea să devină cineva ca să-i fie mai bine, să joace mai mult, să monteze mai mult? Adică, nu știu, ce ar trebui să facă? E dificil să dau vreo rețetă, că chiar nu știu și sunt conștientă că în lumea actorilor e și mai greu, pentru că sunt mai mulți, e mai multă concurență. Știu că, been there. În lumea dansului, nefiind atât de populară, e nici acolo nu e ușor, dar nu e atât de mare concurența, ce să mai... Eu, de exemplu, studenților mei care au terminat acum, cam i-am întrebat chiar la începutul anului 3 ce planuri au, ce vor să facă. Și majoritatea vor să meargă mai departe la un masterat, majoritatea la București, bineînțeles, pentru că Bucureștiul este... unica cale prin care mai au acces și la castinguri, reclame, filme, sunt mult mai multe teatre, e mai mult teatru independent și așa mai departe. Și cumva asta aș numi o safe mode. Da. Sincer. Da, a devenit, cel puțin pentru cei care termină la Cluj, a devenit un drum destul de bine bătătorit. Acum, pentru cei care nu sunt convinși că vor să facă meseria asta mai departe, aici mă refer la cea de actor, cred că trebuie să încerce foarte multe lucruri, să vadă exact pe ce sunt buni, adică care le e chemarea. Și la capitolul ăsta eu, de exemplu, încurajez foarte mult participarea la workshop-uri. Pe mine m-au ajutat foarte mult workshop-urile. Suntem departe de ceea ce înseamnă, nu știu, teatru, dans la nivel european, nu știu, Europa de Vest și noi în țară la noi? Zâmbetul ăsta îți răspund de la întrebare. Bun, cât de departe atunci? În primul rând, e vorba de sistem. Sistemul în care se fac acolo producțiile și sistemul nostru. Acolo există noțiunea de companie. Sunt foarte multe companii, nu zic că nici lor nu le este ușor, dar care primesc finanțări, care sunt conduse de specialiști și când zic specialiști mă refer la oameni din lumea dansului, dar care au sprijinul unor specialiști în tot ce ține de a conduce o companie,
directori, nu știu exact. E cu director artistic și director administrativ, ceva de exact, exact. Deci au oameni care cunosc legile, care cunosc birocrația, care se ocupă numai de asta. Pentru că în momentul în care tu ca artist începi și cauți spații și sponsori și vrei să-ți creezi de la zero un organism din ăsta independent, o companie, cred că îți omoară toată creativitatea. Și na, la noi, cum majoritatea teatrelor sunt subordonate statului, deci sunt instituții, se pune total altfel problema. Și da, din cauza asta, companiile astea de afară, bine, care oricum muncesc foarte mult să aibă produse de cea mai bună calitate, apropo de Deviate, care lucrează 6 luni la o producție, au, nu știu cum fac, dar au foarte bine gândită toată structura asta prin care să își permită să aibă membrii de cea mai înaltă performanță artistică și pe care să-i țină aproape. Crezi că față, nu știu, față de munca depusă sau pe care oamenii și artiștii o depun la un proiect, remunerarea e ok la noi? Păi, din câte am auzit eu, așa din stânga și din dreapta și din ce am mai pătimit și eu, e un pic sub, un pic mai mult sub ce ar trebui să fie. În teatru independent e slab, adică e foarte slab, mai ales când ești plătit din încasări și dacă ai și o echipă, ai mai mulți actori, mai ai și tehnicieni sau scenografi sau așa mai departe, uneori primești și 50 de lei sau 100 de lei pe o reprezentație, ceea ce este ridicol. Plus că de multe ori tu fiind în independent, tu mai investești, că ți se mai strică costumul, ai nevoie de, nu știu ce, consumabile și așa mai departe și ajungi tot din buzunarul tău până la urmă să dai ca să poți ține acea reprezentație. Iar în teatre, aici, na, depinde de foarte multe lucruri, că îmi imaginez că sunt actori mai versați, care probabil că au parte de onorarii mai mult decât decente în colaborările pe care le au. Aici ne referim la colaborări. Dar că tot vorbim de tineret, la tineret e mult mai tristă treaba, adică știm cu toții că la Teatrul Național din București repetițiile nu sunt plătite colaboratorilor. Și cu asta am încheiat discuția, nici n-am ce să zic mai mult. Degeaba primesc după aia, nu știu, să zicem, 500 de lei pe reprezentație. E vorba de repetiții care știm cu toții că la Național se pot întinde și peste 2 luni. Da. Adică e vorba de 2, 3, 4 luni de muncă care n-or să fie niciodată compensate cu aia 500 de lei pe reprezentație. Plus că e loterie cu numărul de reprezentații. Știm cu toții că un spectacol poate să moară după o stagiune sau după 5 reprezentații sau așa mai departe. Eu am avut spectacole care mi-au murit după 3 prin alte teatre, prin alte orașe.
Așa că... E interesant că la noi ce înseamnă teatru instituțional, mare parte se comportă ca teatru de proiect. Adică sunt angajate echipe de colaboratori, echipe artistice, uneori și actori colaboratori, adică în multe cazuri, dar se comportă ca o instituție cu repertoriu, adică cu spectacole de repertoriu. Și cred că aici trebuie să lămurească toată structura, adică care variantă ar trebui păstrată, pentru că poate să funcționeze și cea de proiect. Doar că acolo e clar numărul de reprezentații, adică semnezi un contract și faci un spectacol, el se joacă sigur 10-20 sau cât trebuie să se joace. Și cred că poate fi o soluție pentru unele teatre de la noi, sistemul ăsta. Măcar știi de la început, băi, sunt 10-20 de reprezentații și un turneu. Și ăsta da. E. Și ăsta e. Doar că deocamdată e așa un hibrid. Da, păi exact acest discurs l-a avut Vlad Drăgulescu, directorul artistic de la Teatrul din Craiova, care și el ar cocheta cu această posibilitate, dar el, de exemplu, spunea că lucrul acesta și-l poate permite doar cu producțiile de la Sala Studio. Uh-huh. Pentru că la cele de la Sala Mare nu are cum să facă da. Lucrul ăsta, pentru că acolo trebuie să umple sala. Da, 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 da. Și dacă sunt 10 reprezentații din spectacolul X, unul după altul, e imposibil să umple sala doar cu acel spectacol. Și da, e riscant, mai ales în București, să zicem că poți să ai teatru de revistă și știi că vezi numai asta, poți să ai linotip, știi că vezi numai dans și așa mai departe. Dar în orașele mici cu un singur teatru, repertoriul ăla trebuie să întrunească toate gusturile, din păcate. Și chiar dacă managerul e tânăr și cu forțe proaspete și vrea să educe publicul într-o zonă mai modernă și așa mai departe, la un moment dat, cred că n-are ce să facă și trebuie să se dea pe brazdă și să mai dea și câte o bivoliță pe frânghie ca să vină toată lumea obișnuită cu zona asta de teatru să umple sala, pentru că despre asta e vorba. Din păcate. E greu. Ok. Mulțumesc frumos. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.